Bună ziua, doamnelor, domnilor, dragii noștri, cei care ne priviți și ne urmăriți emisiunea Viața în Culori. Astăzi mi-am propus să vorbim despre frici. Frici pe care le avem cu toții, frici care vin fie din copilăria noastră, fie se nasc datorită experiențelor pe care le avem sau grijilor pe care ni le facem în legătură cu viitorul nostru. Frici care ne țin pe loc și care nu ne dau voie să ne bucurăm de prezent și să facem din viața noastră ce e mai frumos cu putință. Alături de mine astăzi se află o prietenă dragă cu care nu mă văd foarte des, dar de fiecare dată când ne întâlnim e cu siguranță un prilej de bucurie. E vorba de Adina Mironese, este trainer și consilier în dezvoltare personală. Bine ai venit, Adina! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Spuneam și în emisiunea anterioară că mi-am propus să dezbatem niște teme de interes pentru noi toți, care să ne ajute să creștem și să depășim anumite obstacole pe care le întâmpinăm în viața noastră. Frica este unul dintre aceste obstacole. Se spune că 4% din frici sunt autentice și reale, celelalte sunt create de către imaginația și de către mintea noastră, Adina. Da, pentru că avem o imaginație foarte bogată și avem tendința de a face scenarii asupra evenimentelor care se vor întâmpla. Și atunci încercăm să punem în tiparele care le cunoaștem, evenimentele care vor urma. Încercăm să le punem în niște tipare. Ideea e că nu știm, în realitate nu știm ce ne rezervă viitorul și frica noastră este din neputința de a controla acel viitor, acea realitate. Practic, noi nu putem controla realitatea. Deși în New Age e acel curent cu crearea realității, cred că lucrurile sunt mult mai profunde și mult mai necunoscute, chiar dacă există legea rezonanței, chiar dacă există acel lucru cu ce emiți, aceea creezi. Emitem, dar nu emitem doar cu mintea conștientă. Mintea conștientă e 1 pe 11 din... mai avem și subconștientul care e 10 din 11 și reacționează mult mai puternic, cu 200 de milisecunde înaintea conștientului. Deci, practic, în mintea noastră, neuronii se cuplează cu 200 de milisecunde înainte ca noi să luăm o decizie conștientă. Ceea ce rezultatele acestor studii, acestea cu neuronii care se cuplează înaintea deciziei, au dat peste cap foarte multe alte studii care s-au făcut și care se bazau pe faptul că noi luăm decizii conștiente. Nu luăm decizii conștiente. Nu, avem un, ceea ce eu numesc, și doar, nu doar eu, un, conștientul are un fel de drept de veto asupra subconștientului. De unde se nasc aceste frici? De unde vin ele? Cum am spus, vin din faptul că nu putem controla realitatea. E o primă cauză, dar dacă săpăm mai mult, vom descoperi că asta se leagă cu teama de necunoscut și toate aceste frici se reduc la una singură, la teama că vom muri. Ceea ce, oricum, dacă suntem foarte conștienți, oricum, nu, starea noastră, de fapt, în esență, nu e ființa, ci neființa. Cum ne afectează aceste frici pe care le avem? Cum ne limitează ele existența? Ne limitează foarte mult, pentru că, având în vedere că ne e teamă, frica se ramifică, nu? Teama de judecata celorlalți, teama de eșec, teama de singurătate, teama de a ieși dintr-o relație toxică, absolut, sau teama absolut de a iubi. Teama de a iubi din nou după o relație toxică și așa mai departe. Oamenii nu mai, din cauza acestor frici, oamenii nu mai ies
ca să mă exprim metaforic, nu mai ies în afară. Adică nu își mai exprimă ideile pe care le au, nu pleacă dintr-un job care nu li se potrivește. Sunt foarte multe, ne limitează foarte mult fricile. Deci absolut toate acțiunile pe care le facem suntem limitați de aceste frici. De exemplu, că când facem un proiect, ni se pare că nu e perfect, în ghilimele, stăm cu el foarte mult și să-l perfecționez, să fie și aici mai bine și aici mai bine. Ori sunt anumite, majoritatea proiectelor nu pot fi măsurate, evaluate, decât după ce le punem în practică. Adică nu putem ști ce va merge și ce nu va merge. Așa este. Nu avem cum să prevedem aceste lucruri, nu? Și asta e valabil în toate situațiile de viață. Nu știm dacă atunci când o să alegem un alt job pentru noi va fi mai bine sau nu. Ideea este să încercăm. Nu știm dacă atunci când intrăm într-o relație lucrurile vor decurge exact așa cum ne dorim. Și nici nu avem cum să ținem într-un control aceste lucruri. Pentru că oamenii cu care interacționăm se schimbă și ne schimbăm și noi și în fiecare zi. Și contextul se schimbă. Și, de exemplu, despre un job. Avem niște lucruri pe care le știm dinainte, dar nu avem de unde să știm cum va fi când efectiv vom activa. Și de ce te-am invitat la această emisiune cu această temă? Pentru că tu, Adina, la rândul tău ai dat dovadă de curaj și ți-ai învins anumite frici, ai plecat dintr-o slujbă care era cumva confortabilă, sigură, așa cum majoritatea ne dorim sau ne doream, și ai reușit să lucrezi cu tine însăți și să-ți construiești o altă viață, cea pe care ți-o doreai de altfel. Da, așa este. Nu știu, curajul e o limită foarte subțire între curaj și starea în care nu mai pot suporta. Pentru că oamenii de obicei așteaptă până în momentul în care nu mai suportă o situație, până când efectiv sunt scoși de suferință din zona de confort. Eu, de exemplu, în viața mea am avut semne că nu mi se mai potrivește slujba pe care o aveam în sistemul de învățământ. Adică mi-am dat seama că pot face ceva mai bine în altă parte, nu pentru că nu-mi plăcea să fiu profesor, dar nu am luat în calcul aceste semne și am dus experiența până într-un extrem la limita de suportabilitate. Și atunci nu l-aș numi neapărat curaj. Bine, din afară să zic că e privit drept curaj, că am lăsat totul ca să sar în nimic. Că până la urmă nu am avut ceva pregătit, adică nu direct din învățământ am ieșit și am făcut consiliere și training, ci am stat 2 ani acasă și am făcut cursuri și am studiat și... Deci, ai pregătit un pic ieșirea din sistem. Nu a fost ceva pur și simplu. Deci nu am plecat de la un job la alt job, ci am plecat de la un job la nimic. Pentru că simțeam foarte mult că nu mai suport. Ce-i face pe oameni să își dorească aceste schimbări și, pe lângă faptul că își doresc, că mulți își doresc, să și facă schimbarea, să acționeze? Din nefericire, oamenii nu fac schimbarea când au primele semne. Cum spuneam, oamenii duc la extrem, amână schimbarea, pentru că e această teamă de necunoscut. Nu poți să știi ce se va întâmpla. Și atunci amână foarte mult până când nu mai suportă situația în care sunt deja și atunci trec, abia atunci încep să facă schimbări. Practic, suferința vine din faptul că noi ne opunem mersului cursiv al lucrurilor. Singura constantă a acestei realități este schimbarea, dar noi nu înțelegem lucrul ăsta și tot vrem certitudini. Vrem certitudini. Chiar și oamenii care vin la un curs îmi zice ce certitudini îmi dai, cu ce voi rămâne. Vei rămâne cu ceva, dar trebuie să fie interes și din partea celui care vine la un curs sau la un seminar sau la o conferință. Zic.
Avem deci nevoie nu există de ceva certitudini. Palpabil, nu? Certitudini nu există. Adică de o parte poate fi tot interesul, adică de partea celui care dă, care oferă, dar de cealaltă parte, dacă omul nu a ajuns la limita suportabilității, nu va face schimbarea, nu va aplica nimic. Și atunci, în loc să-și asume faptul că el este cel care trebuie să facă schimbarea, obișnuiește să dea vina pe celălalt și să spună că ba nu-i bună metoda, ba nu-i bun trainerul, ba nu-i bun cel care oferă informațiile. De ce avem nevoie pentru a fi curajoși? Ce am putea să facem în sensul acesta, să ne ajutăm? Să devenim conștienți de aceste incertitudini, de faptul că schimbarea este singura constantă și să devenim conștienți de mai multe lucruri, de felul în care funcționăm, de felul în care funcționează psihicul uman, cum funcționează emoțiile, de pulsiunile pe care le avem, de lucrurile care le facem ca reacție, nu ca acțiune, de faptul că 99% reacționăm ca niște roboți, pe baza experiențelor trecute, pe baza traumelor pe care le-am avut în trecut. Și dacă devenim conștienți de aceste lucruri, atunci devenim conștienți de necesitatea de a învăța aceste lucruri, atunci vom încerca să facem schimbări și să acționăm în mod conștient, să nu dau un exemplu, o relație, da, o relație cu un partener, adică un partener de viață. Dacă în relația trecută am avut o mulțime de dezamăgiri, amăgiri și dezamăgiri, apropo, suntem tentați să răspundem noului partener ca și cum ar fi cel vechi. Ori noul partener nu are nimic, nicio treabă cu cel vechi și atunci complicăm foarte mult lucrurile. Chiar dacă lucrurile. Poate sunt date asemănătoare, să spunem. Pot fi date asemănătoare și vorba populară, suflu și iaurt, e modul în care reacționăm. Dar nu este... Nu este sănătos, firesc. Nu este chimia. Nici sănătos și nici firesc să tratăm pe cineva pe care abia l-am cunoscut în felul acela. Cum ajungem la acest grad de conștientizare? Sunt mai multe... Pur și simplu, cred că cel mai simplu mod ar fi să ne punem întrebări. Întrebările potrivite. Să ne punem întrebările potrivite. Și întrebări profunde. Deci nu doar de ce mi-e teamă mie acum, sau ce fac eu, pur și simplu ce fac eu în acest moment, ce fac, proiectez asupra celuilalt niște experiențe pe care le-am avut sau cum îl tratez, dacă e vorba de o relație, dacă e vorba de un eveniment, mai întâi să mă întreb dacă sunt sigur, de exemplu mie mi-e teamă de, nu știu, zi ceva. De singurătate? De singurătate. Culmea e că, din ce am observat, oamenii cărora le e teamă de singurătate, exact singurătatea o atrag. Și, nu știu, există, nu pot să spun din date științifice, pentru că nu s-a demonstrat asta, dar e ceva, e ca și cum am emite lipsa. Și atunci tot lipsă vine în viața noastră. Și asta se aplică la tot. Și la abundență, și la bani, și la tot. Ți-ai propus și ne-am propus împreună să vorbim astăzi despre o metodă foarte practică, da, pe care cei care ne urmăresc acum o pot aplica, o, da, pot exersa. Da. Este o metodă care se numește Mindfulness. Este deja studiată și rezultatele ei sunt studiate și din cauza asta a devenit aplicată în foarte multe situații, chiar și în cazul celor care au depresii, se folosește această metodă cu succes, se folosește în școli, în școlile, în mod experimental, în școlile din Marea Britanie, în școlile din America, s-a introdus această metodă chiar de la grădiniță. Pentru că ce înseamnă mindfulness? Înseamnă a fi conștient de faptul că ești în acest moment, în a te focusa doar pe, în a te concentra doar pe acest moment, pe ce simt, pe corp. Deci este o întoarcere a atenției de la exterior, de la toate lucrurile, unde, toate direcțiile în care vrea mintea mea să se ducă. Așa, întoarcerea atenției în mod intenționat și concentrat pe respirație, pe corp și pe momentul prezent.
Este o metodă prin care mintea noastră nu mai, adică e doar prin exersare se poate ajunge la o concentrare, pentru că la început oamenii vor observa că chiar dacă se uită la sunt atenți la respirație, la chimia corpului, adică la ceea ce simțim în corp, fiecare percepție din aceasta în corp, vor observa că tot gândurile vin și inundă, ca să zic așa, mintea noastră. Dar printr-o exersare foarte bună și prin perseverență și voință, această metodă ne poate ajuta să privim gândurile ca și cum ar fi trenuri prin gară. Foarte dificil e să ne concentrăm asupra noastră, nu? Noi trăim de obicei pe fugă, Adina, și ne presează cumva toate grijile acestea referitoare la viitor, la grija zilei de mâine, la, nu știu, ce o să le oferim copiilor noștri, ce o să se întâmple cu jobul nostru, ce o să se întâmplă în relația noastră, că îmbătrânim, trece timpul, ne pierdem oamenii dragi. Da. Și uite așa, uităm să ne bucurăm de ziua de astăzi. Nu doar de zi, de momentul acesta, de exemplu. Da. Da. Din cauza acestei vieți pe repede înainte, noi nu ne dăm seama că devenim foarte confuzi. Și atunci când luăm deciziile, nu le mai luăm în mod conștient, ci le luăm pe fugă. Tot ce e pe fugă e superficial, e de moment, adică ne-o facem singuri, cum s-ar spune. Spunem că grijile și așa, dar n-am spus încă avantajele acestei metode de respirație și îi se spune meditație, dar să nu ne ducem cu gândul la... Pentru că pare prea complexă. Nu este o religie, nu ține de religie, nu ține de credințe, nu ține de nimic. Este o pură concentrare pe senzații, pe emoții, pe senzațiile din corp și pe respirație și pe momentul acum. Neapărat eu sunt aici și acum, ca să mă adun din toate lucrurile. Avantajele acestei metode este că permite, punând cumva mintea pe stand-by, mintea aceea care se îngrijorează, permite intuiției și clarității să ne ofere soluțiile cele mai pertinente, cele mai potrivite cu ceea ce facem. Adică devenim mult mai clari, mult mai atenți la oameni, la lucruri, pentru că cu această metodă exersată foarte în timp de rezultate, nu fac o dată de două ori sau o săptămână. Nu. Trebuie să devină soi de obișnuință. Trebuie să devină o obișnuință, da, foarte bine spus. Într-un astfel de moment vom simți, fiecare simț al nostru se va amplifica. Mirosul, gustul, dacă exersăm asta la masă, de exemplu, sunt doar eu aici cu mâncarea, cu gustul, vom simți un alt gust la mâncare, vom respira altfel, vom simți mirosul florilor atunci când în fugă, evident că nu mai avem să nu sesizăm că au înflorit copacii, nu sesizăm lucruri foarte importante, dar vom sesiza, această metodă oferă nu doar claritatea minții, claritatea deciziilor, ci și ascuțirea tuturor simțurilor și o percepere a realității într-un cu totul alt mod. Cu totul alt mod. Am să prezint și cartea, pentru că John Kabat-Zinn, Mindfulness pe înțelesul tuturor, este o carte foarte simplă, foarte... Văd că este pentru începători. Pentru începători, Mindfulness pentru începători, și aici se găsesc toate explicațiile. În mica noastră emisiune nu avem cum să detaliem metoda.
Dar ce pot să spun este că rezultatele sunt fantastice. De exemplu, unde s-a aplicat experimental în școli, a scăzut violența cu 80%. Violența în școli cu 80%. Cu problema asta ne confruntăm și noi în școlile noastre și în societatea noastră. Da, e o problemă foarte mare și ce e foarte drăguț, am văzut interviuri cu copii la grădiniță și întreba ce ai simțit. Erau delicioși. Tu cei personal, mici. Nadina, ai început să exersezi asta? Da, da. Ce ai observat? E singurul lucru pe care îl practic, pentru că nu cere nu cere condiții deosebite, adică nu cere neapărat liniște, nu cere, se poate face oriunde. Din mers, se poate face din mers, doar te centrezi. Deci, repet, întoarcem atenția către acest moment, către ființa noastră, deci către interior. E ca și cum când intrăm cu atenția în interior, să ne imaginăm că parcurgem înăuntru e un întreg univers. Și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere al senzațiilor, ființa umană e un miracol. Cât de important e să fii în acest echilibru cu tine însuți, Madina, și să ai mica ta lume acolo, care să fie una armonioasă. În modul acesta, tot ce vine din exterior nu te poate afecta atât de mult și știi cum să te raportezi. Nu, și pe lângă asta ar fi poate necesare niște conștientizări că a cădea în dramă, în drama proprie sau în drama celuilalt, că obișnuim să cădem și în drama prietenilor sau așa, nu este un lucru care să fie de folos nici nouă, nici prietenilor, pentru că dintr-o stare de dramă, de victimă, nu putem lua decizii potrivite și care să dea rezultate bune și vizibile în viața noastră. N-avem cum. Ce ai observat tu din activitățile pe care le desfășori, din întâlnirile cu oamenii? Au început ei să devină mai conștienți și să-și asume cumva această viață pe care o trăiesc, că să nu mai facem la întâmplare? Mulți au început drumul autocunoașterii și cunoașterii, dar starea de a juca rolul de victimă este un rol atât de tentant și foarte ușor. Deci, ca să precizez ce înțeleg prin asta, este starea în care ne plângem de tot și de toate, în care vedem numai amenințări de peste tot și am să dau un exemplu la nivel global, ca să zic. Amenințarea așa ziselor războaie psi, adică faptul că cineva ne manipulează, până și asta face parte din jocul nostru de victimă, că suntem o victimă și de aceea, adică noi am fi ceea ce am fi, ceea ce am vrea, dar nu ne lasă societatea, nu ne lasă prietenii, nu este adevărat. Cine dorește să facă ceva cu viața lui, poate, dar în momentul când iese din această stare de victimă, iese din rolul de a se plânge de viața lui, de ceilalți și de toate situațiile respective. Poate oamenii nu știu, dar când joci acest rol de victimă, pierzi, nu ți se ia, da? Vreau să rețină oamenii lucrul ăsta, pierzi energie 99%, energie vitală. Da. Deci în momentul noi jucăm rolul ăsta de victimă pentru că avem câteva beneficii, nu câteva, avem multe beneficii atunci când ne plângem. Dacă eu zic, vai, mi-e rău, sunt atrage în gaură, atenția, toți prietenii vin și ne țin în brațe, ne oferă atenția, da, așa. Și ne atragem, hrănim, ne hrănim cu energia lor și e foarte greu de ieșit din acest triunghi. I se spune triunghiul dramatic, victimă, persecutor, salvator. Cred că asta se întâmplă și în cazul femeilor care stau în situații de violență, nu? Absolut. Asta orice victimă are nevoie de un agresor și de un salvator. Până asumarea propriei vieți începe din momentul în care ieșim din acest triunghi.
Revenind la frici, ce pot determina asta, ele în organismul nostru? Cum ne pot afecta? Până unde poate merge efectul lor? E bine că m-ai întrebat, chiar uitam să spun de acest lucru. În momentul fricile declanșează ceea ce se numește în fiziologie luptă sau fugi, sistemul luptă sau fugi. Pentru 5 minute de stare din aceasta de frică blochează sistemul imunitar pentru 5-6 ore. Deci este un lucru studiat și evident că somatizează imediat în corp, se localizează în locul în care suntem cei mai vulnerabili. Dacă e vulnerabil ficatul, atunci se va localiza reacțiile chimice din corp, vor duce la deteriorarea ficatului, dacă depinde unde suntem deci, cel mai vulnerabili. Deci, riscăm să ne îmbolnăvim. Oricum, nu e întâmplător nici locul în care se localizează, în care somatizează frica respectivă, nu e întâmplător pentru că se leagă și de tipul de frică care declanșează și există o carte pe care o folosesc întotdeauna în momentele când am simptome în corp, ca să, bine, acum am început să le citesc fără cărți, dar cartea care m-a ajutat cel mai mult și e cea mai completă se numește Marele Dicționar al Bolilor și Afecțiunilor. Este scrisă de Jacques Martel. Și are, dacă este dicționar, vă dați seama, are efectiv în ordine alfabetică orice tip de durere, orice tip de afecțiune, boli, cancer, absolut tot. Și tipurile și de cancer. Cu ce emoție e asociată. Da, cu ce emoție e asociată, da. Și atunci, având cartea respectivă ca să ne dăm, ca să citim semnele din corp, semnele din corp și ce vrea să ne spună. Corpul este un instrument foarte bun de detectare a ceea ce poate nu ne dăm seama în mod conștient ce scenarii face mintea noastră. E posibil să nu ne dăm seama și atunci ne uităm acolo și... Iată, o carte foarte interesantă pe care ne putem achiziționa și noi din librării, Mindfulness pentru începători. Cred că e timpul, dragii mei, să ne luăm viața în mâini, dacă nu am făcut-o deja, și să încercăm să ne documentăm, să ne întâlnim cu oameni care știu despre ce e vorba, să mergem la seminarii, să căutăm cursuri de dezvoltare personală care ne vor fi cu siguranță de ajutor să trăim viața noastră într-un mod conștient, într-un mod frumos și să ne bucurăm de tot ceea ce avem noi bun, să vedem partea plină a paharului și să ne bucurăm de momentul acum. Așa este, eu m-am bucurat tare mult de prezența Adinei de astăzi în emisiune, de dumneavoastră, de colegul meu și ne-am bucurat până și de zgomotul de fundal, face și el parte din noi până la urmă, din lumea noastră. Vă doresc numai bine până data viitoare, să trăiți frumos, să vă bucurați de ceea ce sunteți, de natură și de cei dragi dumneavoastră.